Tinerii votează, tinerii contează. Este mesajul transmis în urma unei campanii realizate la nivel național în parteneriat cu Autoritatea Electorală Permanentă, Biroul de Informare al Parlamentului European și Ministerul Tineretului și Sportului. Scopul campaniei este de a-i conștientiza pe tineri să se prezinte la vot, pentru că este dreptul fiecărui cetățean, iar legile votate la nivel european sunt importante pentru fiecare cetățean al României. Interesul pentru alegerile europarlamentare nu este unul crescut, iar în această perioadă se dorește conștientizarea tinerilor că este importantă prezența la vot, indiferent care este opțiunea acestora. Numărul celor care participă la alegerile europarlamentare scade de la o etapă la alta și interesul tinerilor este foarte scurt. Eu nu cred că ei sunt de vină. Eu cred că noi suntem de vină, oameni politici, societate civilă, mass media, că nu le stârnim interesul, că nu știm să le transmitem mesaje de importanța acestui vot pentru viața lor prezentă și viitoare. Să mergem cât mai aproape de tineri, să traducem acest uneori un limbaj foarte rigid în ceea ce privește participarea și politicile publice, dar mai degrabă să-i încurajăm să vadă că într-adevăr se hotărăsc decizii care le afectează viața și pe care ei le pot influența printr-un vot. Este important să votăm, este important să ne intereseze de comunitatea noastră, de ce se întâmplă, la fel este important să analizăm ce anume, cum dorim să arate casa noastră, respectiv țara noastră, este casa noastră a românilor și mai ales că ne dorim să ne construim o viață bună și să alegem lideri care să ne reprezinte cu cinste. Conform datelor Barometrului Național de Opinie Publică a Tinerilor, realizat în 2012, doar 39% dintre aceștia sunt interesați de viața politică românească, iar 44% nu sunt deloc interesați de politica europeană. Întrebați care ar fi motivele pentru care tinerii ar trebui să participe la alegerile europarlamentare, inițiatorii proiectului Tinerii Votează, Tinerii Contează au dat și câteva exemple. Eu merg la vot pentru că este dreptul meu și vreau să mă folosesc întotdeauna de toate drepturile care sunt ale mele. Pentru că știu că este important să particip și să particip la luarea deciziilor, fiindcă dacă nu ne implicăm cei care suntem direct afectați, probabil o vor face alții numele nostru și o vor face poate mai puțin bine. La Sibiu vor fi împărțite în cadrul campaniei 700 de pliante.